Am revenit, dragi gorjeni, după o scurtă pauză publicitară la emisiunea noastră favorită, unde îl avem ca invitat special al fiecarei săptămâni. Vă promitem că îl vom aduce în fața dumneavoastră pe cunoscutul analist și interpret de folclor, vicepreședinte de partid, Leo Belger, un om al comunității, un om care poate este printre foarte puțini pe care îl mai doare sufletul de ce se întâmplă cu cei mulți. Ce facem, domnule Leo Belger, cu acești primari care acum se orientează să-și facă un partid? Cum vedeți dumneavoastră, ca politician cu 20 de ani de politică în spate, acum faptul că politicienii se regrupează și își fac un partid al lor în Gorj? Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și vreau ca cei care ne privesc să înțeleagă un lucru. Eu, Belger, n-am nevoie de publicitate. Sincer vă spun. Dar faptul că nimeni nu are curajul să spună adevărul pe posturi, decât numai ce vor dânsii și ce trebuie să audă cetățenii. Dar din culise nu spune nimeni nimic, pentru că le e teamă, le e frică și înțeleg, pentru că văd ce pat eu și înțeleg. De ce le e teamă, domnule Leo Belger? Pentru că avem în spate 26 de ani de democrație. Cum vedeți dumneavoastră democrația asta și cum vedeți teama oamenilor și de ce le e teamă oamenilor? Nu e democrație. Asta este un jaf național. După 89, comuniștii vopsiți au pus mâna pe bogăția acestei minunate țări. Cum s-a spus? Pe conturi? Pe conturi, pe industrie, pe economie, pe tot, pe tot, pe tot. Conturile externe au pus mâna pe aceste... Aveți dreptate, țara noastră avea de recuperat sume impresionante în dolari la acea vreme, care nu se știe pe unde au mai ajuns. Păi mai spune cineva ceva? Nu. Doar spun ce trebuie să audă oamenii. Atât. Nu interesează să spună lucrurile astea. Și cei care mai îndrăznesc să spună aceste lucruri, băieții știu ce să le facă, să le închidă gura. Dar asta e. Să nu uite și să nu uităm toți. Toți vom muri într-o zi. Nu știm când e clipa aia, dar vom cădea la subsol toți. Și Bunul Dumnezeu ne va judeca după faptele care le-am făcut pe pământ. Să rețineți încă un lucru. Străbunicii noștri s-au luptat săraci cu arma în mână pentru țărișoara asta și pentru bogățiile ei. Și au venit niște jnapani, niște jmeche, niște oameni de joasă speță și au dărâmat totul, au vândut totul. Deci, uitați-vă și la ora actuală, zonele petroliere, se fură groaznic, groaznic și noi stăm cu mâinile în sân și ne bucurăm că luăm un salariu de 20 sau 30 de milioane. Cât îl mai iei cetățenii salariul ăsta? Până când va seca subsolul. Și după aceea stai și te uiți și sufli în dudă. Și tu și copiii tăi. Și generațiile viitoare vor ajunge slavii puterilor din Occident. Asta e problema dureroasă și acum, să nu uit ideea, se încearcă decimarea SNL-ului. Cum? Nu s-a putut în întregul lui să-l închidă și acum îl fracturează pe chipurile, îl... Rentabilizează. Nu. Doamne, ce lapsus am. Îl împarte pe societăți. Îl scoate la licitație pentru... Privatizare, da. Și în momentul când scoate 30% sau 40%, scoate la privatizare și vin în societăți. Ia 10% societatea Sece Verde Viorel, 20% ia Sece Florea Adrian. Și uite așa, încet, ca să vă explic și dragii mei și mecanismul prin care o să-l închidă, Sece Viorel va da faliment în următoarele 2 luni, Sece Florea Vasile în următoarele 3 luni, închid
40% din combinat. După aceea urmează alte licitații, alte, până când se închide de tot. Asta ca să reține ce vă așteaptă pe mineri, pe dumneavoastră minerii. Și să revenim la primari. Deci unii dintre ei, vorbim la nivelul județului Gorj, au intrat în această mocirlă de fraudare a banului public. Bineînțeles, în cârdășie cu Consiliul Județean, că e normal, au luat lucrări, inclusiv primarul comunei Alin Peș, pentru că trebuie să nominalizez, pentru că este în această cârdășie, au luat bani mulți, mulți bani europeni, și când aud pe mulți cetățeni că nu sunt banii noștri, sunt banii europeni, fraților, trebuie să-i dăm înapoi. Și cu vârf și îndesat. Și copiii noștri o să... Și copiii copiilor noștri o să tragă de ce facem noi acum și de ce am făcut 25 de ani până acum. O să vedeți. Blestemele copiilor vă se va pune pe dumneavoastră. Pentru că nu o să le lăsăm decât pârjol și atât. Datorii. Și datorii. Mă uit să iau comuna Limpeș că este sub observația mea și am văzut cum se fraudează banul public. A luat 1.000.000 de euro pentru 1.200.000, dacă nu mă înșel, de euro pentru asfaltare drumuri de tarla. Ok. Tot respectul. E ok. Dar au făcut lucrare de 2 lei. Au furat banii. De Nina a apucat să le dea în folosință, că au trecut niște căruțe pe drumurile astea de tarla și s-a crăpat asfaltul. Deci nu ține mai mult de un an de zile. Atât. A luat bani pentru renovare primărie. Primărie în care a băgat miliarde sub jurământ, vă spun că nu mint. Primărie care anul trecut, dacă nu mă știu, sau acum un an jumate, a făcut clădire pentru centrală în spatele primăriei, a cumpărat centrală, calorifere, a băgat încălzire centrală la prețuri exorbitante, centrala, numai centrala, 170 de milioane. Numai astă toamnă, ca să-i facă revizie, 70 de milioane, revizie la centrală. Să rețineți ce vă spun. Să mă dea în judecată dacă nu e adevărat ce spun. Și acum, dragii mei, după toate investițiile ăștia, foarte multe investiții, a luat proiect care știa de el de vreo 3-4 ani de zile, că îl va obține acest proiect, de 10 miliarde pentru renovare primărie. Renovare primărie, să rețineți. Este o primărie care și-a de pionieze. Igrasie în toată primăria, deci igrasia nu poate scoate cu renovarea asta, doar dă tencuia la jos și o drișcuie din nou și schimba acoperișul, atât. Și dotarea primăriei, 10 miliarde. A demolat centrală, calorifere, clădire din spatele unde a fost centrala, deci bani aruncați pe poiană. Ăsta e al doilea proiect. Și nu-i mai ajung banii, zice că cei de la Sapart nu dau TVA-ul sau cam așa ceva, asta a motivat, mai vrea, a mai luat aprobare de la acești consilieri niște tentative de oameni care au uitat de Dumnezeu și a ridicat mâna fără niciun document, doar a venit primarul și a spus vrem să luăm un credit de 14 miliarde, deci îndatoresc comuna cu 14 miliarde că nu avem să plătim TVA-ul la cele două proiecte, în condițiile în care aceste proiecte sunt jaf. Deci să rețineți. Deci, să revin la Partidul Primarilor. Unii dintre ei fac acest partid pentru că au, iertați-mi exprimarea, o balegă
extraordinar de mare la fondul lor. De ce vă spun lucrul ăsta? În acești 25 de ani, și sunt foarte mulți care de 2-3 mandate au intrat în mocirea asta și au furat mulți bani, mulți bani. Și dacă vin alții în locul lor, e vai de mama lor. E vai de mama lor. Mai mult decât atât, sunt implicați primari, polițiști, procurori, judecători, Consiliul Județean. Funcționari din Consiliul Județean. Deci, dacă mint cu ceva, bunul Dumnezeu mă pedepsește. Sau dacă cineva vrea să afle de ce am impresia asta, să vină la mine să îi arăt de ce am impresia asta. Totul, dragii mei, este în detrimentul tuturor. În detrimentul nostru al majorității și al copiilor noștri. Eu personal, poate unii mă acuză că aș fi populist. Niciodată n-am fost populist, niciodată n-am alergat după ciolan, niciodată. Doar că mi-am dorit să trăiesc într-o țară în care să nu fiu nevoit să fur, să nu fiu nevoit să fac afaceri murdare ca să trăiesc, să nu fiu nevoit să asist la televizor că Gheorghe n-are cu ce și face o operație și cere bani la noi și să umilește în fața noastră tuturor că săracul n-are cu ce și face o operație. De bun simț că asta e, toți alergăm să câștigăm un ban cinstit și să trăim într-o țară civilizată și normală. Să n-ai uneți opera un copilaș. Ca părinte, pune-te o secundă în pielea celui care are acest caz în familie. O secundă, nu mai mult. Și veți vedea că îmi dați dreptate. Nu mai suport să văd la televizor că n-au ce să facă săracii, apelează la fel și fel de tertipuri să poată să-și facă rost de bani, că din păcate sănătatea ți-o cumperi cu bani în ziua de azi. N-ai bani? Cobor la subsol imediat. Domnule Leoberger, ce credeți, de unde se vor aduna primarii care vor candida pe listele acestui partid al primarilor? Vor veni mai mulți de la PSD? Cei mai mulți vor fi de la PSD, garantat 100% și veți vedea că așa e. De ce credeți dumneavoastră? Pentru că ei sunt cei mai angrenați în caracatița asta. Sincer, vă spun că ăsta este adevărul. Și acest partid va avea succes pe piața electorală, va prinde la public, va fi votat, candidații vor prinde locurile dorite. Știți ce se întâmplă? Încoată îmi cer iertare. Câți proști sunt în județul ăsta și în țara asta? Da. Eu cred că da. Pentru că în preajma alegerilor toți intră în amnezie. Uită absolut tot ce au pățit 3 ani de zile, 4 ani de zile. Și mai mult decât atât, avem premier din județul Gorj. Dumneavoastră, nu eu, l-a spus cu votul dumneavoastră. Avem peste 20 de miliarde datorie în 3 ani de zile. De euro. Oare, din ăștia 20 de miliarde, noi, gorjenii, dând premierul acestei țări, nu putea și nouă să ne aloce 500 de milioane de euro, 500, nu cred că mai mult făcea, să facem autostradă Craiova-Petroșani? Atât. Pentru că în momentul când treci munții, în Petroșani e o altă lume. Ardealul e o altă lume. Deci vestul, nordul, e o altă lume. E o altă mentalitate. Îi gândesc oamenii aia. Noi, sudul, suntem cei mai săraci și cei mai prigoniți oameni. Pentru că dumneavoastră ați votat PSD-ul ăsta. Nociv. Foarte nociv. Pentru sudul acestei țări. Cum vedeți un tablou politic ce se va contura după votul din vara anului trecut la locale? Vedeți o schimbare a configurației politice?
Vedeți primarii mai mulți de la o anumită formațiune, mai puțin de la altă formațiune, sau vedeți primari veniți pe formațiuni politice noi, în general? Nu. De exemplu, uitați-vă, să facem o analiză a PNL-ului. A venit domnul Tudor Barbu. Ok. Domnul Tudor Barbu, dumneavoastră, când ați venit în PNL Gorj, trebuie să faceți un singur lucru. Unul singur. Să spuneți atât. Stop! Din momentul de față eu conduc județul Gorj, partidul PNL. Asta trebuie să faceți dumneavoastră și să nu lăsați pe nimeni să iese în presă să spună eu candidez. Pentru că ați băgat o dihonie în PNL fantastică. Și ați dat apă la moară la foarte mulți din PNL și o să pară victime și o să vedeți că acest PNL se va fractura și aceste victime va lua foarte mulți oameni după ei. Din păcate. Vedeți o destructurare? Exact, exact. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă nu e un cap care să gândească, să-i adune pe toți. Băi, fraților, eu conduc PNL-ul. Stop! Tu? Deci, facem un sondaj, fără să mă ieși în presă, ca un sondaj tacit, dar corect, și îi cheamă pe toți. Tu ești nominalizat la funcția de primar al orașului Târgu Jiu. Stop, restul! Încadrați-vă în ceea ce spune președintele partidului. Dacă nu, pleacă tată. Dar nu pleci ca victimă. Pleci cu un șut în fund. Nu mă iei pe alții după tine. Dar dumneavoastră, domnul Tudor Barbu, îi lăsați să se victimizeze pe la televizor și după aceea când o pleca din partid, când o să-i convină, o să mă ia vreo 10-15 după el. Pleacă și ala la fel, pleacă și ala la fel și uite așa lăsați PSD-ul, bine, mersi, să câștige din nou. Pentru că, încă o dată, e foarte multă prostie la nivelul județului Gorj. Exagerat de multă prostie. Înțelegeți? Deci, reveniți-vă, strângeți-i pe toți, stop, tu ești candidatul, l-ați nominalizat și gata, cine nu-i convine, pleacă. Așa se lucrează, așa gândesc eu. Aveți o experiență politică importantă, domnule Leo Belger. Cum vi se pare inflația asta de candidați, de doritor de a candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu de la PNL. Deci acești doritori și-au depus candidaturile pentru a intra în sondajul de opinie și apoi să câștige cel mai votat, să spunem așa. A mai avut vreun partid până acum atâția doritori să intre în cursa pentru scaunul de primar al municipiului Târgu Jiu? Hai să vă spun. De unde e atâta inflație de primari, de candidați? Păi, dragii mei, toți vedem cu ochiul liber și un copil de clasa a patra îl întrebi de ce candidează în politică X și Y? Să se îmbogățească. Deci, asta e foarte greu, foarte greu în ziua de azi să alegi un om. Și vă înțeleg pe undeva, e foarte greu să alegi un om care să zici, bă, ăsta este pentru oameni. Foarte greu, foarte greu. Și asta e o chestie ambiguă. Nu cunoști adevărata fața omului. Are sub o față, are ceva în interior care nu-l cunoști. Cum sunt și eu de altfel, acum spun poate niște lucruri foarte adevărate, 100%. Dar poate dacă mă alegeți cumva sau o să candidez într-o funcție, poate mă schimb. Automat. Te schimbă banul. Dar mulțumesc bunului Dumnezeu că pe mine nu m-a schimbat. Am avut tentații fantastic de multe să tac din gură, să am tot ce-mi trebuie. Am pus mâna pe Sfânta Biblie și am zis, nu calc jurământul. Și toți cei care puneți mâna pe Sfânta Biblie, nu vă călcați jurământul.
Pentru că viața e atât de scurtă și trece imediat. Și ne vom duce acolo unde trebuie și sunt sigur că vom da socoteală. Pentru că trebuie să spun și lucrul ăsta, domnul Nicu, fac o analiză a vieții zilnic în fața ochilor noștri, apar niște lucruri. De exemplu, am văzut mai zilele trecute un câine care i-a intrat lanțul prin gât și îi curgea sânge din gât. Deci, o imensă suferință. Și am stat așa și am analizat, mă, frate, de ce suferă câinele ăsta, halul ăsta? Nu cumva câinele ăsta a fost cândva un criminal sau un om? Că noi... Deci, e o teorie a mea, ca și credincios. Bine faci, bine găsești. Rău faci, rău găsești. Noi, după ce vom trece în neființă, corpul ăsta putrezește. E sufletul. Și uitați-vă că niște experți străini au făcut o analiză a corpului uman după ce moare, înainte de a muri, deci fiind muribund și imediat după ce a murit, l-a cântărit înainte și după ce a murit imediat. Deci imediat, la fracțiune de secundă. E, în toate cazurile sunt mai ușori cu 200 de grame. Deci sufletul omului are 200 de grame. Deci toată coordonarea asta corpului ne-o dă cineva. O putere invizibilă. Deci noi numim suflet. E, noi vom ajunge în fața unui judecător și vom fi retrimiși pe pământ sub diferite forme, după faptele care le-ai făcut. Ai fost om rău, ajungi cum a ajuns câinele la culanțul, la gât toată viața ta, să ții de lanțul gât, să mănânci doar o coajă de pâine, nu știu cum și-aduce aminte ăla, stăpânul ăla. Sau să te târ ca șerpele toată viața ta pe pământ sau alte animale. De să nu luați în derâdere ce vă spun. Pentru că tot ce se întâmplă și ce spune Sfânta Biblie și iadul și raiul pe pământ, așa este. E sub ochii noștri. Vedem ce se întâmplă pe pământ. Vedem ăla că sufere, ăla e orb toată viața lui, ăla e fără mâini toată viața lui, ăla e fără picioare toată viața lui. Nu v-ați pus întrebarea de ce? Vă rog să vă opuneți și după aceea să dați un răspuns. Dar să revenim la primari. Dragii mei, dacă oamenii se deșteaptă acum la alegerile viitoare, nu mai alege niciunul din PNL, niciunul din PSD, care se încertați cu legea. Păi frate, dacă presa e a patra putere în stat, te-a dovedit că ai furat, ți-a făcut un articol, că te-a prins cu mâța în sac, de ce tu, cetățean, nu citești și vezi bine la televizor că ăla e un jnapan, un hoț, de ce îl mai alegi? De ce mai puști apila pe el să fure în continuare? Ok, dar gândește-te că pentru votul tău sufere toți, majoritatea. Alegeți, fraților, oameni care n-au furat. Asta, alegeți oameni, că e de la PSD, că e de la PNL, dar care e corect și cinstit. Asta trebuie să alegeți dumneavoastră. Mă uit la PMP, partidul la care sunt vicepreședinte, condus de domnul David Soiu. Dom'le, e un partid în care am spus și mă opun din tot sufletul meu ca domnul David Soiu să nu primească oameni certați cu legea sau oameni care au participat la dezastrul acestui județ. Dacă vin, plec și din partidul ăsta. Nu e nicio problemă. Dar nu vreau să fiu părtaș în continuare la distrugerea acestui județ. Dar sper că domnul David Soiu e singurul om de opoziție din județul Gorj și Tele3-ul. Atât. Restul, Dumnezeu cu mila. Domnule vicepreședinte Leo Belgă, vedeți, eu știu, o nouă clasă de candidați la locale, niște apariții, să spunem, niște fețe noi care n-au mai fost în acest joc politic? Sau vedeți în mare măsură aceiași, să le spunem, concurenți pentru posturile din administrația locală? Haideți să vă spun. Nu degeaba au votat legea
cu alegerea primarului din primul tur. Cine are mai multe voturi? Pentru că cei care sunt acum primari au întâietate. Au întâietate pentru că lumea e atât de naivă încât, domnule, mergem cu ăsta, chiar dacă a furat, chiar... cum să mergi, mă, frate? Haideți să-i schimbăm, pentru că dacă îi schimbăm pe ei, destructurăm mafia asta. Și atunci, pentru că orice partid, să vă spun și lucrul ăsta, pune un om să candideze pe care poți să-l dirigeze, care l-au la mână. Nu pune un om, de exemplu, ca mine, care nu pot, pentru că vă dați seama, aș veni imediat dacă unul ar îndrăzi să zică, bă, îți dau lucrarea asta de 10 miliarde, dar 4 miliarde ne întorci înapoi. Cum să faci așa ceva? Nu zic eu că sunt cel mai corect om. N-am cum. Pentru că trăim într-o societate murdară și nu poți să nu te mânjești. Nu ai cum ca să rezolvi niște probleme. Și pentru tine și pentru oameni. N-am fost împotriva asta. Dar nu băga mâna până aici. Deci fă lucrare, când ai făcut o lucrare, o asfaltare sau o canalizare, fă o să țină 20-30 de ani. Nu cum e la Limpești, acum trebuie să o refacem din nou, că nu funcționează. Pe banii cui? Pe banii proștilor. Ai durerea mare. Deci, orientați-vă foarte bine la alegerile viitoare, să fie un om care să nu fi intrat cu mâna până aici. Băi, că a băgat mâna până aici, ok. Da, și a rezolvat niște lucruri în comună, e ok. Dar nu până aici. De exemplu, mă uit la Săulești. La primarul ăla la Săulești. A făcut niște lucruri, vă spun din suflet, extraordinare în comună. Rotaru. Maria Rotaru, la Lelești. Niște lucruri extraordinare. La Cărbunești s-au făcut niște lucruri extraordinare. Deci pe unde am mai fost și eu așa. Bă, frate, dar sunt niște localități de-ți plângi de milă. Nu se poate așa ceva. La Busuchin, de exemplu, IPSD denotă că n-am nimic cu partidul, am cu oamenii din partid. Și acești oameni, acești formatori de opinie din PSD, deci cum a procedat PSD-ul ăsta? Încă o dată dau exemplu în comună la mine. Au ales pe comune câțiva formatori de opinie, niște șmecherași din ăștia, care sunt și profesori, și directori, foști directori, asistenți, medici, care ăștia la rândul lor, pentru că sunt niște oameni cu carte, dar caracter mai puțin, se duc și duc în eroare 50 de inși de fiecare. Bă, hai să votăm pe cutare, că uite eu. Și omul de la țară, domnule, dacă să domn doctor, sau să polițistul, sau să asistentul, sau să popa, sau să... Hai să-l votăm pe ăla. Nu, fraților. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră și nu mai faceți asemenea lucruri. Pentru că ăia 10, formatorii de opinie, au niște avantaje fantastice din partea primarului care, cu care îi încârdășie. Le dă pădurea dumneavoastră. Și dumneavoastră voceți și vă judecați 10 ani pentru pădurea respectivă după ce ăsta o decimează, îi dă pământul dumneavoastră și așa mai departe. Asta e problema dureroasă. Gândiți-vă bine. Mulțumim mult, domnule Leo Belgăr. Iată, probleme și probleme, candidați și candidați, primari și primarii, oameni și oameni, politicieni și politicieni. Urmăriți Tele3 pentru că aveți ce vedea.